Bine te-am găsit! Sunt Dana Rusu, specialist în comunicare relațională și practician al metodei ESPERE. Motivația mea este să ajut profesioniștii din organizații, liderii și antreprenorii să construiască relații profesionale de încredere, relații sănătoase, fiind ei înșiși. Astăzi vreau să-ți spun câteva cuvinte despre una dintre cele mai recente cărți ale lui Jacques Salomé. Este vorba de cartea O viață plină de viață, o carte care a apărut nu de mult la editura Herald. Mi-au plăcut multe lucruri la această carte și am citit-o cu mare plăcere. Vreau doar să menționez câteva dintre ele. Pe restul te las să le descoperi citind-o. Mi-a plăcut faptul că structura ei acoperă cele mai importante arii relaționale din viața unui om, adică se referă la copilărie și la relațiile din copilărie, aspecte importante din relațiile din copilărie, la relația de cuplu, la relația cu sine și, într-o anumită măsură, se referă și la zona de relații profesionale. Și legat de acest aspect, vreau să spun ceva, pentru că este zona în care eu îmi desfășor activitatea. Și anume, vreau să spun faptul că există aici în carte un concept la care Jacques Salomé face referire, un concept despre care nu se vorbește foarte mult și care mi se pare important, și anume coeficientul de inteligență relațională. Este, Jacques Salomé ne oferă aici o definiție, ne explică ce este acest coeficient. Este vorba de arta de a lega și de a păstra relații fructuoase pentru ambele părți, precum și capacitatea de a gestiona dezacordurile și situațiile conflictuale într-un cu totul alt mod decât unul care să implice violența. Cu alte cuvinte, Jacques Salomé, prin referirea la acest coeficient de inteligență relațională, se referă la o abilitate de a comunica în relațiile noastre, astfel încât să întreținem aceste relații. Sunt multe lucruri interesante în această carte, atât despre metoda ESPERE, cât și despre experiența profesională și poveștile reale despre care Jacques Salomé vorbește. Sper să o citești și dacă vei face asta, m-aș bucura, dacă o vei citi, m-aș bucura să-mi spui cum ți s-a părut. Pe curând!